Petrecăreți din Sibiu au primit o nouă lovitură. Încă unul din cele mai frecventate cluburi din oraș a fost distrus de un incendiu care a izbucnit în primele ore ale dimineții. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, deși petrecerea era încă în toi. Incendiul a izbucnit în jurul orei 5 dimineața, când clubul amplasat la etajul superior al unei clădiri era încă plin de petrecăreți. Agenții de securitate au reușit să evacueze pe tineri și i-au ajutat apoi pe pompieri la intervenție. Au venit bodyguards-ii speriați să sunăm la 112, că arde sus terasa. S-a panicat toată lumea, și noi, și clienții, și toată lumea. S-a auzit numai zgomotă, niște bubuile așa, a pocnit, poc, poc. Flăcările au pornit, se pare, de la terasa clubului și s-au extins și în club. A ars aproape 90% din mobilier. A intervenit cu 3 autospeciale pentru stingerea unui incendiu. Avem 2 ipoteze, ori o cauză de natură tehnică, ori o acțiune intenționată. Proprietatea nu era asigurată, iar pagubele se ridică la câteva 10.000 de euro. Incendiul vine la o săptămână de când un alt club râvnit din oraș a fost distrus de flăcările provocate de un cocktail Molotov. Andrei Naiț a urmărit intervenția pompierilor. Bună dimineața, Andrei. Sunt motive întemeiate să se creadă că e vorba de o mână criminală? Bună dimineața, varianta unei mâini criminale nu este exclusă în momentul de față. Pompierii se vor întoarce în această dimineață la fața locului să o verifice și pe cea de-a doua, un scurt circuit. Angajații clubului spun că este foarte puțin probabil că asta să fie cauza incendiului, deoarece terasa, locul de unde au pornit flăcările, era închisă. Oricare ar fi rezultatul, proprietarii vor trebui să suporte singuri cheltuielile pentru că nu aveau asigurare. Mulțumesc, Andrei!